material de studiat. Aș propune, având în vedere că s-a schimbat contextul desfășurării ședinței noastre cu privire la audieri și am în vedere decizia Curții Constituționale, propun să facem o nouă invitație, propun biroului Comisiei, o nouă invitație pentru doamna Chiveși de a participa la această ședință și aș da citire opiniei Curții Constituționale. Persoanele care sunt invitate, și anume persoane care reprezintă în virtutea funcțiilor de conducere autorități, instituții, ce nu se află sub control parlamentar, care, în considerarea principiului colaborării loiale între instituțiile, autoritățile statului, au obligația să ia parte la lucrările Comisiei. Asta este propunerea pe care o să o fac biroului Comisiei. Dacă aveți propuneri, obiecții... Da, domnul Pleșeanu? Eu reiau propunerea mea pentru biroul Comisiei, având în vedere refuzul repetat al doamnei Chioveși de a se prezenta în fața Comisiei, deși a fost invitată de două ori deja. Reiau propunerea mea de sesizare a organelor de urmărire penală pentru obstrucționarea activității Comisiei cu scopul neaflării adevărului. Domnul Colcea? Având în vedere faptul că refuzul doamnei Chioveși a fost făcut fără să se țină cont de această decizie a Curții Constituționale și că tocmai ați făcut dumneavoastră o propunere de invitare a dânsei pentru ziua de luni, cred că nu este mare lucru dacă așteptăm să vedem dacă se prezintă sau nu se prezintă luni, fapt pentru care rog pe coleg să își amâne propunerea respectivă măcar până după ziua de luni, până când ne lămurim. Da? Mai sunt propuneri? Vă rog. Ca un răspuns la ce a spus domnul Nicolicea, ok, e cel puțin din punctul meu de vedere ultima șansă pe care o are doamna Chioveși și de a salva onoarea instituției pe care o conduce. În primul rând, nu mai vorbesc despre onoarea proprie, are șansa de a se prezenta luni aici. Dacă nu, eu luni, în mod categoric, voi relua această propunere, precum și altele. Da? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Bun, atunci aceste propuneri vor fi analizate în cadrul biroului Comisiei și se va lua o decizie. Declar ședința închisă, vă mulțumesc.